În prag de sărbători, când în gospodăriile românilor începe deja sacrificarea porcilor de Crăciun, autoritățile vin cu o veste proastă. Pesta porcină africană continuă să facă prăpăd în țara noastră și evoluează în acest moment în circa 300 de localități din 18 județe. Datele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor arată că acum există în România 1124 de focare de boală, iar dintre acestea 16 sunt ferme mari de creștere a porcilor. Aproape 370.000 de porci au fost uciși din iulie și până acum. Aproape 8.000 de proprietari au fost deja despăgubiți. Valoarea totală a despăgubirilor se ridică la peste 200 de milioane de lei. Virusul pestei porcine africane a fost depistat prima oară în România în 31 iulie 2017. Un an mai târziu însă, boala a început să facă ravagii și sute de focare au fost confirmate unul după altul. Evoluția bolii este permanent monitorizată prin examene clinice și de laborator, iar zilnic se analizează situația existentă, se aplică măsuri și se întreprind acțiuni în funcție de circumstanțe, spun reprezentanții sanitar-veterinari. Cu toate acestea, primii care pot opri răspândirea bolii sunt chiar oamenii. Aceștia sunt sfătuiți să țină animalele închise, să nu vândă sau să cumpere porci fără certificat sanitar-veterinar, iar odată ce observă semne de boală la animale, să anunțe imediat medicul veterinar. Pesta porcină nu afectează omul, însă omul este purtător al virusului, iar efectele economice sunt devastatoare. În România se importă de 7 ori mai multă carne de porc decât se produce. Este carnea cea mai consumată, în special când vine vorba de grătar. Problema e că producătorii nu reușesc să crească atâția porci cât mănâncă românii. Iar acum, din cauza pestei porcine, situația este și mai critică. Așa că în prag de Crăciun cresc masiv importurile de carne de porc. Cea mai mare cantitate se aduce din Germania, Ungaria, Olanda, Spania și Polonia. Importurile au crescut cu aproape 50% față de aceeași perioadă a anului trecut. Un kilogram de carne de porc costă acum în măcelării și supermarketuri între 15 și 35 de lei.